România a lipsit de la ultima ediție a campionatelor europene, fiind agrenată la începutul anului trecut în lupta pentru evitarea retrogradării în eșalonul inferior al baschetului continental. Acum, tricolorele sub comanda lui George Mandache vor să ajungă la turneul final, obiectiv considerat realizabil de către fostul selecționer târgovișteanul Valerian Ioan. Domnule Valerian, lotul național de basket feminin a reluat pregătirile, a înregistrat și două rezultate foarte bune în amicale, învingând Germania, o echipă puternică. Sunt semne bune pentru aceste calificări? Da, sunt două victorii de moral. Acum vedem ce va face meciul cu Letonia, un meci foarte greu. Însă, părerea mea a fost, am și discutat cu Mandache, normal ar mai fi trebuit încă două meciuri de pregătire. Pentru că meciurile cu care vor fi la Târgoviște vor fi meciuri destul de grele, însă eu sper ca publicul târgoviștean, iubitor al basketului, să fie alături de echipa națională ca să poată să o ducă din nou la un turneu final. Au apărut într-adevăr și cele 6 jucătoare care au lipsit de la selecționata divizionară, de la turneul din Ungaria, lucru care s-a observat, pentru că de fapt cele 6 au jucat peste 70-80% din meci.